Guvernul a aprobat săptămâna trecută suplimentarea cu 10 milioane de lei a bugetului Ministerului Educației. Banii urmează să fie folosiți pentru dotarea cu mobilier a claselor pregătitoare. Conform reprezentanților Inspectoratului Școlar Hunedoara, niciun leu din această sumă nu va ajunge în județul nostru. Inspectorii spun că Ministerul Educației va fi cel care va face licitația pentru achiziționarea băncilor adecvate elevilor din clasa pregătitoare. Va avea loc o licitație la nivel național, adică la nivelul Ministerului Educației, Cercetării Tineretului și Sportului și după ce această licitație va fi finalizată, toate aceste materiale vor fi trimise în teritoriu. Cele două tipuri de obiecte, și anume mobilierul școlar și jocurile didactice, vor ajunge în mod cert până la 1 august în teritoriu. Până la ora actuală, la nivelul județului Hunedoara au fost înmatriculați în clasa pregătitoare 1.799 de elevi din cei 2.170 de copii recenzați. Înscrierile se află în a doua etapă din totalul celor patru, iar în momentul în care acestea se vor finaliza, inspectoratul școlar va trimite la București lista cu toate materialele necesare pentru dotarea claselor pregătitoare.